Bine v-am găsit, tale, spectatorii, pentru că bun, dintre noi se interesează în ce stare sunt. Mi-am făcut și testul ăla cu... Sunt acum niște teste, neapărat să mergeți la, vă zic, reclamă, la farmacie. Sunt și în același timp, când păciți ai la nas, poți să-l folosești și pentru gripă și pentru COVID-19. Deci am văzut că n-au mai apărut cele două liniuțe. Deci, din punctul acesta de vedere, nu mai sunt un pericol public. Astăzi m-a căutat uh, domnișoara, așa îi spun, Natalia Morare. Țineți minte, este o jurnalistă întrăsneață de la Chișinău, singura care m-are curaj să spună adevărul despre actuala conducere pro-occidentală, pro-europeană, pro-americană, pro-modernă și pro Imperiul Roman a Republicii Moldova uh, și am uh, și dat un. Uh, are un, o emisiune, un, un podcast. Domnia s-a căutat pentru a mă invita să facem prin zoom, să înregistrăm marți uh, un dialog uh, pentru o, un podcast politic pe care îl are ca să fie cu și mai, mai bine făcut, va veni și cineva de la Chișinău care va filma în timp ce facem noi această înregistrare. Am, am precizat asta nu pentru a arăta că eu vorbesc la telefon cu o jurnalistă din Republica Moldova, chiar dacă este o jurnalistă pe care eu o apreciez, ci pentru a spune că am convenit amândoi că, cel puțin, Că eu n-am de gând și așa, a zis că asta se așteaptă, să fac în acest dialog uh, telenovela tipică jurnaliștilor români, scriitorilor români, când vine vorba de Republica Moldova. De la regretatul Adrian Păunescu, într-una, după 1990, eu m-am săturat de. Vorbe dulci despre Republica Moldova, toți jurnaliști, scriitori și Prutu pe care trebuie să-l sorbim și sora noastră și frații noștri și cu tare, și cu tare, cu tare. De câte ori simțeam telenovela din ăsta, din ăsta, Sentimentalisme e pur moldovenești, moldoveni au din ăsta, îi se îmbată și te pupă și după asta îți fără portofelul, nu moldoveni, moldoveni și noi din zona Moldovei, uh, aminteam și spuneam așa, băi oameni buni, Geo lui Geoboxa a apărut în, 2000, după, înainte de 1989, în timpul regimului comunist, un volum, țări de piatră și de foc. Și era vorba, parcă, dacă nu așa, de Dobrogea și de uh, Apuseni. Și eu spuneam, bă, și era prezentată ca o reeditare. Nu, era o minciună. Adevărata carte publicată în perioada interbelică că se numea Țări de piatră, de, de, foc, de piatră și de pământ. Și era vorba de pământ, era Basarabia. Și acolo Geo Box arăta dezastru administrației noastre. Ce făceau jandarmii noștri? Mi s-a confirmat asta și de chiar de Mareșal Antonescu într-o ședință a Consiliului de Ministri, și a zis, bă, trebuie să trimitem acolo și noi niște oameni ca lumea, ca înainte când trimem. Deci acolo erau trimiși în Moldova, cum să zic, toată scursura funcționărimii românești. Se duceau, furau, cum să zic, jandarmi și de-aia până la urmă, când am intrat noi în Basarabia, n-a fost chiar așa de mare <laughs> entuziasmul. Deci... N-am văzut în România, un comentator care să vorbească despre Moldova, că despre o țară, e țară și cu o anumită răceală neutrală. Frații noștri, și mai pentru cum se ea cu rușii și el este supus unui război hibrid, și după ce cocerește vorba lui Besencisme ăla de Vlad Gheorghită, celebrul moșteacă al regimului Iohannis. Voi bă, ce i plac lui Iohannis acești Besencisme, ce bine se simte el cu generalii. Deci, se simte cât se mai păște cât el. Adică, de vine bă, 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 generalul ceafă groasă, muști, <laughs> haiți, șeful, băi, și cu băi șeful, trei stau toți mirnă, <laughs> dar așa i plac lui. Deci dacă nu era democrația asta nenorocită, era un, un cum să zic, aveam la Cotroceni, asta, asta, de fapt moștea că este ăla de la Cotroceni, Cine era, ale, îi place că și de asta. Oh, ai văzut cum e. <laughs> Doamne, maica, doamne, doamne, ce țară! Ora și marului stat major, polemizează cu premierul. Premierul îi spune, bă, tu te mă, de la afară. Nu, bă, 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 premierul polemizează pe Facebook cu șeful marului stat major. Băi, oameni, băi, bă, ce stat e ăsta, mă, în care premierul României, cum să spun, nu are cu, nu știu, polemizează cu șeful statului major. Cine e șeful marului stat major? E un besencisme. L-ați văzut? doamne! Doamne, mai doamne Și ca să termin cu capitolul ăsta, m-a sunat eu unul Cristache și el a revan care că are inspirație extraordinară și a zis Domnul Cristoiu, hai domnule să insistăm, el vrea să facă o lege a premilitarilor a militar și spune așa, toți tinerii, tinerii nu mai sunt patru. Tinerii nu mai știu să tragă cu pușca. Știu, știu calculator, dar după besencisme din armată, nu trebuie să știi calculator, trebuie să știi să tragi cu pușca. Să duci ranița, ca e în capul lor. Oamne, maică! Oamne! Și ăsta întreabă, ce de cum te-au ajuns așa de prost în fruntea armatei? Păi zice, măi, telespectă, cum și Cristian Băros, toți, când a venit chestia cu NATO, tot s au lipit de NATO. Iar ei au văzut și ei niște prostele și se pune în poștea. Deci, negheobul ăsta, moște ăsta, acest moșteacă al regimului Iohannis, propune o premilitară pentru tine. Cristache avea o mesaj. Nu, și de-abia aștept pe trotinetiști. Știți că trotinetiști e la cu trotinetă și care are, el nu bea cafea cu, nu știu, uite, eu bea cu bă, din ăsta, uite, totuși, cu cană. Nu, el bea cafea cu punga aia, bă, la plastic, da? Așa se vede pe când să la cazarmă. Visul meu să-l văd pe drulă la cazarmă puse să o văd pe clotil, că și ea poate să meargă, să cu pușca. Doamne, doamne, ce țară, da, și da, o să facem, am, am făcut această paranteză, că ne-am cu cuvinte mari, cu Rutu, cu rușii, cu frații moldoveni și cu și vrei bre. Bun. Așa, se mai <laughs> spectatori, îmi dați voie să râd acum înainte de a trece la subiectul următor. Da. Vreau ați auzit că noi avem o instituție, DNA, Direcția Națională Anticorupție. Această direcție națională a fost înființată sub regimul lui Traian Băsescu pentru a demonstra uh, Occidentului că la noi se luptă împotriva corupției. Putea să fie o direcție în parchetul general. Procurorii ăștia de la DNA, care s-au format sub codruța Chiovei și, și sub Coldea, fără în Coldea, da? au mii de euro pe lună, case de la stat, legitimație, pam, pam. Ai și zici, bă, ăștia trebuie să se ocupe de, cum să zic, de, sfinț, de ceva mai puternic decât dicotul. De și mai se te ocupă de rahaturi. Deci sunt procurori care consumă cel mai mult din banii noștri pentru niște limbricisme. Hai vă Deci, Botoșaniu are un primar. Frumos, da. zice, mă, un primar, da, ai frumos, da. A, așa, un primar, un primar care este primarul din Botoșani. Voi zice primarul. Ah, fiți să fie, da primarul din Botoșan, vai ce lapsă, Cosmin, nu știu care, da? Bun. Primarul din Botoșan, în anul 2021, avea o găcică. singur, ai puțin. Toți politicienii au una. Și a hotărât el să o promoveze pe aia. Bun. Și, nu știu, a dat subiectele. Bă, acum între noi fie vorba, nu trebuia să-i dea subiecte. Dacă ești primar și ai o gagică, vorbești cu ea și o promovează. Că nu era, că am înțeles că lucrase și ea pe la bănci, pe la ăla cu tare, da? Gagica, Ibovnica avea un soț, normal, Chirista. Chiristu. Chiristul s-a dus și a, apărut-o... Nu, ea a adus subiectele acasă. <laughs> Și era pe acolo prin casă? Bărbatul su, în loc să zică curvo, pac, pac, pleacă acasă sau divorțez, mă duc la alta sau mă duc la crești, mi aha, lasă că îți păstrez eu subiectele <laughs> și le dau la DNA, da? Și <laughs> le dau la DNA, nu, 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 nu dați voi să râdeți, nu ați mai pominte, dar... Este că că este o proză. Cred că în la satelicii cești mai găsești, în care aia a dus subiectele acasă, ăla le-a descoperit și a zis, aha, te promovează la da. zice, dom, domn, băi, nevastă, gata, ești cu ăla, divorțăm? Nu, <gângh> nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Chirist, <gângh> ăsta, transportator. O fi de la afumă, da. Și le a ținut acasă. Bun, stima telespe. După 2002, până în 2024, Dana s-a autosesizat. Stima Deci, și este acuzat primarul de că a făcut publice lucruri, nu știu, secrete. Păi, oameni buni. Deci, ei au mii, 5.000, 6.000, 7.000 de euro. Bani, că călău, da? mașină, la rândul lor, e bovnice. Oh, ole, o, să vezi acum păi ta. Și va dura procesul ăsta, deci anchetă, proces, cu tare încă vreo 2 ani. Bă, cât, cât, consumă statul român, mă? Pentru ce, mă? Ăsta este era de poliția comunală, mă unul și-a luat și a, la a promovat, dacă a promovat tot ce mă, las-o dracule să că nu poți să spui că i-a făcut cadou niște kilos de aur i-a făcut tot să fie, nu știu, trebuia promovată mare brânză bun, și vreau să-mi spuneți că dacă era promovată pe bun, era mai bună decât acum, tot la fel că tot funcționar e iată marea lovitură a DNA. Și să ajungem la DNA, la cazul Iulian Dumitrescu. Sima telespectator, nu-l cunosc pe Iulian Dumitrescu, nu l-am văzut în viața mea, cum 99% de politicieni de azi nu-i mai știu. Nu știu pe aia mai vechi. Da, am bătrân, n-am Dacă vă uitați la cazul lui, este o reîntoarcere spectaculoasă la Uh, atmosfera DNA de pe vremea Codruției și a Locoldea, a cuplului, a lui uh, această Cleopatra, mai era Cleopatra și cu Marc Antoniu, da? Deci erau acolo doi. Cleopatra și când mă refer, mă, nu mă refer la relația de viață, mă refer la faptul că până la urmă Cleopatra și cu Marc Antoniu nu erau întâmplător amant, erau un cuplu de bandiți care voiau și ei să pună mâna pohalcă din Imperiul Român. Hai să fiți Legenda că erau îndrăgostiți. Iaga era, uh -huh, era o mare politician. Își folosea, mă rog, a trăit și cu Cezar, farmecele, pentru politică. Ce era, cum să spun, ăla, faraoană, șefa Egiptului. Da, mă rog. Și Așa. deci hai să vedem, mi-am amintit imediat atmosfera în care se transmitea un direct de cotofene și de fătuce în prezența lui Marin Ceaușescu, uh, eșirea de la DNA. Ia să vedem. Domnule Dumitrescu, ușor, pentru ce sunteți Uh, DNA ul va duce la cunoștință acuzațiile. Vă comunicăm faptul că există instituită măsura controlului judiciar. Sunt anumite obligații de respectat în control judiciar. Apărările le vom face în fața parchetului. Vă mulțumim foarte mult. O simplă Domnul declarația Domnule Dumitre, ce s-a întâmplat? Nu De, euro. Tom, de, de, de euro. ce nu aveți voie să De, de, de unde aveți acești bani? De unde aveți acești uh, uh, bani? Nu erau uh, am voie să detectați

ai furat, e una o că? deci, la nimic, nimic nu mă amuză în această presă decât coțofanele. Le știu. Se plimbă de la o redacție la alta, de câte ori mă la câte o redacție, în dar unde ați mai lucrat? Și le spun că e ce, ce, coțofene, coțofene și fătăci. Dar de mâna de mine euro lasă-l dracului, de ce te să întrebi ăla, lasă-l, transmite și cheamă o la un interviu, da, După asta am aflat în referatul DNA că domnul Iulian Dumitrescu, da, ia să vedem ce a făcut domnul Iulian Dumitrescu, da, ia să vedem. A, așa. Deci el este acuzat că a primit o mită de 16 milioane, bun, asta e dosarul, da? Deci vine procurorul, procurorul nu trebuie la așa se zice, nu român, a făcut dosarul, probe, documente, paca, paca, trăiți. Hei, procurorul de la DNA e și prozator și ca și pe vremuri, el face proze și în consecință eu am aflat că ăștia conduc Lamborghini, că uh, au stat, uh, cum să spun, că s-au dus în străinătate. Păi oameni buni, de putere juridic, ce relevanță are faptul că e important pentru dosar, dosar, Ca așa trebuie să ăsta, au furat, s-au dovedit cu tare. Nu, ei sunt nevoia, n-ați înțeles toate chestiile astea pentru popor. Auzi, bă, dar dacă se plimba cu Dacia, și fura un miliard de euro, era mai bine? Domnule, este ceva, cum e la făcut cu primarul. O, oh, ce tâmpi și ăla. I-a dat la aia subiectele, alta și a le-a dus acasă. Băi, bă, dar lasă o dragă. Ar, bă, ce descoperi a făcut DNA din 2021. Vă imaginați ce pagubă se recuperează! Ce dna au aia! Bă, dar dacă aș ști cât de bandi sunt ăștia de procurori, deci dacă există, după general, o specie de procurori. Mă rog, cu scris în nazat, dar nazat nu-i procuror. Am chipa, era bun, dar el e scriitor a ăla. Acrori! ai seama, descoperit ei din 2021 aia adus subiecte la casă și bărbatul să în loc să zică pleacă mă, plec, mă duc și mă îmbăt, mă tăiesc cu alta. Aha, zice, da? Le pun deoparte și să arăt câte... Țară, bă, țară de rahat, țară de... Bun, în această țară, vreau să vă dau, am, aflat, dat o veste, da? Deci, o, o veste fesele care ai numai România e în stare, da? Ascultați-mă aici, da? Nu, nu vă vine să mă credeți, da? Deci, ca să obținem ridicarea, adică să ne dea vize, da? Nu, americanii nu ne dau alea vize, vize da? Pentru că avem o rată a respingerilor peste 3%. Trebuie să ai sub 3%. Ce înseamnă o rată a respingerilor? Adică cum? Adică dintr-un număr într-un an de oameni care cer vize pentru America, da? pentru America, care cer vize de -o de -o, pentru America, pe bune, s-au dus, s-au înscris, aia fac niște anchete și resping unele Cere de viză, da? de călătorie. Da? Care este, cum să spun, soluția la asta? Nu știu, ca cei care fac, cum să spun, care vor să meargă în America, nu știu, să nu aibă probleme cu dosarul social. Bă, ce ne propune Ciolacu? Să te ce a făcut Ciolacu în colaborare cu Cavaleca asta, ambasadoarea care s-a românizat. Au propus așa, este așa. Să facem o mișcare națională potrivit căreia toți românii se duc și cer vize. Toți! Păi nu să spun, pot să cer, mă, să cer viză să cer vize dacă n-am nevoie să călătoresc în America. Nu! Chiar dacă nu vreți să călătoriți în America, ne spune patriotul Marcel Ciolacu. Așa, uitați fi de Chiar dacă nu vreți să călătoriți în America, dacă sunteți patrioți și vreți să faceți ceva pentru regimul Ciolacu Iohannis, în sensul că ăia să ne dea vize, drept de, ăsta, de vize, atunci vă duce și cereți vize. Repet, fără să vin numărul fiind foarte mare de cereri de la de cu tare, cu tare, cu tare și uite, nu știu cum să spun, făcând cereri și unii, deci, iată să. De ce numărul de respingere e mare, peste 3%? Pentru că ăia care cer vize să călătorească în unii dintre ei, sunt șmecheri și, și vor să rămână, dacă mă da? Și atunci ce a zis domnul Ciolacu? Bă, ăia cestit, care nici nu vreți să vă duce, vă înscrieți, da? Normal că dacă cer și eu o viză, eu nu cred că mă resping. Și dumneavoastră este ala. Și atunci veniți tot poporul român, pierdeți timpul, nu mai spun de funcționari, și funcționarii de acolo, după ce, având în vedere că, cum să spun, că vor fi un număr mare de cereri de viză, atunci vor coborâ sub 3%. Păi înțelege ceva, asta este făcută cu o ambasadei americane. Păi în primul rând că ai mucesc ca proști degeaba. Pentru că în momentul care faci cerere de vize, se deci trebuie să te duci acolo, funcționarul lucrează, bla, 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 da, 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 tu te duci că vrei să ajungi în America, da? Nu, acum, potrivit îndemnului patriotic al lui cu te duci chiar dacă nu vrei să... Nu, nu, vrei să mergi în America, dar te duci pentru a-l -a ajuta, pă, a ajuta România să obțină bă, la dreptul intrarea fără vizi. Oh, ne mai, nu le mai o, mai că nu mai pomenit ceva. cum, adică, bă, dar este o escrocherie, bă, ăsta, Marcel Celacu vrea să tragă pe sfoară America. Cu aprobarea ambasadei americane, nu-i așa? Da, da. Zice, vă invit pe toți cei care îndepliniți condițiile pentru obținerea vizei să vă alăturați aceste acțiuni. Ah, a, ah, Ca din două vize Deci, eu zic așa, bă, eu sunt patriot. Eu pot să obțin viză, de nu. Cei care cer viză, peste 3%, vor. Să da, rămână acolo, să facă o afacere și atunci să ne respinge. Trebuie să ne ducem, cei care nu vrem să ne ducem. Că, da. Și dacă tot nu vrem să ne ducem, dacă nu avem niciun interes, normal că nu o să ne respingă, că nu avem niciun motiv. Deci, bă, vreau să meargă deși nu ne ducem. Da. Românește, da? Așa, și să ajungem acum la declarația săptămânii care aparține domnului președinte Claus Iohannis și i a fost întrebat în legătură dacă este el la conferința de presă da, și a fost întrebat dacă afectează lucru, acest lucru că nu avem director civil. Iată ce a răspuns Claus nu avem încă director la Serviciul Român de Informații. Spuneați că îl numiți până la sfârșitul anului trecut și cât de mult ne afectează acest lucru tocmai într-un an atât de complicat cu alegeri. Mulțumesc! Ca să încep cu ultima parte. SRI este condus de prim adjunctul generalul Ionescu și cred că el conduce sri foarte bine. Întreaga conducere militară este în funcție. SRI nu are director civil. Dar uh, evaluarea mea și am făcut câteva evaluări este că sri funcționează impecabil. Deci din acest punct de vedere nu trebuie nimeni să-și facă probleme. Da, bun. Ascultați-mă aici. Deci, SRI este condus de prim ajunctul generalul Ionescu și cred că el conduce SRI foarte bine, conduce militare în funcție, nu are așa, dar evaluarea mea și am făcut câteva evaluări este că SRI funcționează impecabil. Cum adică a evaluat Iohannes? Cum poate să Iohannes, un om, să evalueze activitatea unui serviciu secret, precum seri el? A, a venit pahontul și a zis, trai șeful al general. <laughs> nu știu toți sunt general, da? general, da? șeful. Va merge bine. Păi, unde mă să știi? Tu, nimeni nu poate să zică, mai face o cum că merge, sau nu merge bine, ne putem da seama că sunt Pe șpozii, teroriste, trebuie să să știu că merge bine sri și Cine Adică nici măcar directorul civil ne poate spune dacă merge bine serviciu, Că e complicat, e mașinărie, serviciu are sub acoperire, spioni, contra spioni, de unde să știe el și a, -a făcut o evaluare, așa, între cele două drumuri, de la Sibiu și sau... Bă, gata, mergem. Asta la o parte faptul că bă, e nevoie de dreptul civil nu pentru ca să meargă SRI-ul militaricește bine, ci pentru că SRI-ul să fie sub control al societății civile. Da, da și aici deci, ai vedea, ai Era director civil, hai, nu îi plac generale, da? Este, cum să zic, acest moștea că îi plac tot moșteci să fie general acolo, e smirna, Asta este vis. Cred că nimic nu l scoate din minți pe Ioane decât civil. Nu este care au puncte de vedere, suflă nasul în prezența lui, nu stau smirnă, nu fac așa, au oh, îndrăsne să se uită la el, da? Bun. Așa. Deci, Stimați spectatori, cam asta este. O, e un subiect de la corotativa, dar vom discuta mâine seară. Mulțumesc, la revedere!